Știi bătaie? Nu. O să înveți. Disclaimer e pe răspunderea ta. Pentru că a trecut peste un an și jumătate de când mi-am luat Tesla și consider că este cazul să schimb și eu filtrele la Tesla, așa că m-am gândit să fac această operațiune în acest videoclip. Pentru asta l-am sunat pe un prieten de-al meu, Vlad, pe care l-ați mai văzut prin videoclipuri. El e mai priceput, așa, se descurcă mult mai bine ca mine. O să-l rog pe el să facă treaba asta, iar eu o să filmez. Și în cazul în care sunteți interesați cum se face un schimb de filtre la Tesla, urmăriți videoclipul până la final. Mi-am cumpărat aceste filtre de polen de la Răzvan, de la 99 Vehicles. I-am dat lui seria de șasiu, au costat undeva la, nu mai știu, 100 și ceva de lei amândouă și mi-am mai cumpărat, din altă parte pentru că el nu avea, un spray din acela de curățat instalația de climatizare a mașinii, pentru că dacă tot desfacem acolo, să o și curățăm. O să încercăm să facem și treaba asta, sperăm să ne iasă ambele proceduri. Ce vreau să vă spun este faptul că, din ce știu eu, mașinile electrice nu au nevoie de întreținere, nu au nevoie de revizii. Singurul lucru care trebuie făcut este să schimbi aceste două filtre, să-ți faci o curățare a instalației de climatizare. Plăcuțele de frână se schimbă, cred că la peste 150.000 de kilometri, mai completez cu o soluție de parbriz și cam asta e tot din ce necesită o revizie, dacă îi putem spune așa, a unei mașini electrice. Mașinile electrice nu au nevoie de revizii complicate, nu au nevoie de schimb de filtre, nu au nevoie de schimb de ulei și așa mai departe. Totul este destul de simplu. Operațiunea asta pe care o facem noi astăzi se poate face de către fiecare. Nu cred că durează mai mult de, să zic, o oră toată această operațiune. Gata, mă pornesc și mă duc la Vlad să ne apucăm de treabă. Deci facem revizia la Tesla. Hai de capul meu. Exact. Sper să nu-mi demontez mașina, da? Pe... Ai pus disclaimer? Da, disclaimer e pe răspunderea ta. Sunt două filtre de astea se pun unul peste altul așa, din ce m-am uitat eu. Sunt curios cum arată la Tesla după un an și ceva. Da, sunt amândouă la fel? Nu e unul de carbon și unul de... Amândouă sunt la fel. Băi, sigur? Le-am luat de la Răzvan, de la 99 Vehicles și le-a comandat după seria de șasiu și așa ei l-au livrat. Știi? Stai că se bagă ăsta, vrei să-ți dau sculele? Da, acolo e un clips de dat jos. Stai așa că vin eu cu o lumină. Ia, stai că vin eu pe partea altă. Deci fii atent, acolo ar trebui, mai în dreapta, acolo, ar trebui să fie un clips de la rotund de care tragi. Ca să iasă placa asta cu lumina, știi? Ăsta l-a ieșit odată. Oamenii normal care își fac serviciul la reprezentanță nu văd filtrele vechi. Sau nu știu dacă sunt ale lor. Asta e o mașină electrică, nu ai de ce să faci service la ea, că nu are revizie. Schimb plăcuțele la peste 150.000 de kilometri și ăsta e cam singurul lucru pe care l-ai de făcut. Să schimbi filtrele de habitacul. Am desfăcut toate astea și acum de unde trag? Trage de placă, exact. De cred că alea trebuie să le scoți cu totul, am văzut. Ale de plastic. Așa, trebuie scoase, da, exact. Așa, și trage ăsta. Vezi ușor că ai lumina și cred că și boxele. Sunt două boxe acolo, ar trebui. Ai. Așa. Scoate lumina acolo, apeși cu șurubelința pe mijloc. Știu, boss, știu, nu trebuie să apeși cu șurubelința, că n-ai nevoie. Păi cum îl scoți altfel? Uite, apeși cu degetul. A, mă rog, așa și ăsta e cu... Sunt două boxe. Nu, o boxă, doar, nu? Da, dar nu înțeleg pentru ce ar putea fi boxa asta atât de mică. Nu, boss, PC speaker-ul e mare, fără supărare. Uite-te și tu. Te uiți la boxă? Da. Asta e, hai. Scoate cubărașul. Scutura, să faci o treabă. Ți-am zis că-s bun de dat cu gura. Asta de acolo. Bă, și acum ar trebui asta scoasă. Asta? Care... Da. Aici. Asta. Aici e, da. E, și are niște clipsuri acolo. Așa, ăla e. Eu nu știu cum o punem pe asta la loc. Uite, mă, cum o scoți și punem. Ai zis tu bine să luăm sârmă la noi. Asta. Da, duct tape, corect. Să o punem la loc. Du-te ure aici. Ia, am rupt ceva? Nu, mă, nu, cred că sunt de calitate, mă, e Tesla. Mă, unele au rămas înăuntru, unele au rămas pe placă. De la calitatea Tesla. Calitate, frate, ce ai? Bă, dar uite-te cum e făcută. Da, Lego. Eu ți-am zis că e Lego. Asta-i tati. Hai, mă, ți s-a părut greu? Mai complicat la ei la calculator. Hai să văd să o pun la loc. Da, dacă deși montat e ușor, a? De desfăcut poate, de desfăcut ia, poate acum, oricine. Acum, ia să vedem. Trage de urechiușa, ăla e. Vezi că-s două, să nu fie urechiușa de la celălalt filtru. Gata. Și acum trage. Ia, pune-l pe capotă să-l... Bă, n-arată tragic. Arată, oricum. Bă, nu mașină, pune-l pe capotă. Și urechișa aia la altă. Următorul. Exact. De-aia nu ieșea din prima. Păi nu ieșea, că sunt fixe. Mamă, ăla e mai rău. Bun, și hai să le vedem pe asta. Uite și tu. Aerul din București, uite-l. Uite și ce mizerie e făcut pe aici. Dar uite cum e făcută, mă.
Tu vezi că acolo e direct tablă și mai e și zgâriată? Uite ce frumos, acum ai învățat cum să le pui. Auzi? De mâine îți faci o afacere pe OLX, schimb filtrii la Tesla. Sunt absolut cretin pentru că i-au pus două filtre. Bă, dar stai puțin, că noi am sărit peste ceva. Ce? Înainte să pui filtrele, trebuia să dăm cu... am spray din ăla să curăți instalația de climă. Vasile, poți să pui bipuri la montaj? Câtă p***ție ești? Dăm cotețul de spray. Uite, ăsta am dat 50 de lei, cred, să curățăm și instalația. Hai mă, că e deștept făcut. Da, și pui... Dar nu vrei să dai și drumul la instalație, eventual? Stai mă, nebunule, dar de ce ai făcut asta? Bagă direct înăuntru. Bag direct înăuntru, așa, și... Îi dai drumul până vezi că se umple și dă pe afară, dar să nu murdărești interiorul. Până iese pe culine de ventilație. Tu vorbești serios? Nu. Nu. Uite, trebuie să iasă pe aici, pe sus. Nu, nu. Nu trebuie să iasă pe aici. Dar nu mai bine băgam pe unde trage aer în mașină? Nu, pe aici bagi. E sigur? Da. Firul ăsta este strâmb și nu poți să-l bag ca lumea. Și acum apăs pe buton, da? Da, dar nu mai oprește, să nu dea pe afară, știi? Că poate nu ne trebuie un tub întreg. Încă 5 minute. Gata. Bun. Acum mă gândesc să-i pui căpăcelul așa la mișto și să-i dau drumul la climă. 10 minute. Păi dacă nu-i pun șurubul, nu o să stea. Păi ia, vezi, dacă stă. Bine, hai, pune un pic șurubul acolo. Gata, mă, ajunge, du-te să-l stângi. A, l-ai prins bine? Nu e bine prins sus. Ok, dar nu știu, contează că nu scoate. Scoate puțin, nu vezi? Și acum hai să așteptăm. Să vedem dacă ne mai iese să o punem la loc. Zi mă, îți faci mâine o afacere pe OLX? Nu. Schimb filtre la Tesla? Nu. Ha? Pula mea mașina de sărăci. O fi. E cu do it yourself. Da. Bă, da, nu vrei să băgăm spumă de asta și pe unde trage aer pe la motor? Trage-i capota sus. Că... Uite, frate, cum arată. Mă așteptam la ceva mult mai grav, dar oricum sunt destul de murdare, frate. Dar ce vrei să vedeți la... O, da, dacă m-am apucat să fac o treabă, măcar să o fac alun. Așa, ce vrei să faci? Ce zi? El pe aici trage aer, da? Ca să ți-l dea ție înăuntru. Ia. Yeah. De-aia ți-am și spus să bage la calul meu înăuntru. Păi da, dar... Pune-și tu așa, uite asta. Știi? Băi. Așa, vezi? Și o să te umpli de spumă acum. Am cumpărat de la tine pachetul ăla premium, ca la spălătorie, aia la standard și premium. Vasile? A? Știi bătaie? Nu. O să înveți. Nu se pare mai simplu să faci o revizie la o mașină electrică? Da, și în momentul în care o să termin cu recirculare, o să-i dai, să trag aer de afară. Da. Păi dau 10 minute așa, 10 minute așa. Băi, voi ăștia care aveți BMW-uri, Porsche, e, mașina asta e DIY, știi? Zi-mă, cum fac băieții? Spală filtrele și le pun la loc, nu? Le suflă. Cam murdare. Gata, am închis și ușile ca să funcționeze recirculare corect. Stăm 10 minute. A few minutes later. A tras toată spuma, îi mai dăm o tură? Să-i mai dăm? O tură? Și mai da. Hai să o consumăm pe toată. Da, nu mai e nimic. Ia. Mama, am văzut chestia aia albă pe bord și mă panicasem că a ieșit spuma pe partea alaltă. Mama, ce frumos miroase. Mirobolant. Da. Hai mă, gata, mâine ți-ai făcut afacere pe OLX. Pune filtrele unul. Dăm cotețele astea. Gata, ai pus bine? Nu? Și asta e tot cu urechea în sus? În sus. Păi nu ți-mi minte că aveam două urechi? Oara, dar eu n-am văzut dacă aia de sus era tot așa pusă. Zău, îmi pusese chestia aia și mă chinuiam că nu vedeam? Da, e fade, știi? Să nu fie de puternică. Bro, nu filmez, mă uit. Da. Pentru uitat trebuie puternic. Dă-mi și mie din spate piesa, capacul. Capacul minune. Asta e cel mai greu de pus. Da. Da. Băi, ești prost. Așa două ușor? Ia zi. Gata. Băi, ești prost, ai intrat și se potrivește? Da. Dă-mi și capa cu celălalt. Vorbești tu de rău de Tesla mea, frate, dar vezi că Elon Musk știe. Și eventual să nu o pun pe aia de la lumină la boxă și invers. Da. Nu m-ar mira nimic.
Dar de ce e albastră lumina asta? Pe eu i-am schimbat. E schimbat LED-ul sau da. E din setări? Nu, i-am schimbat LED-ul. Da, și acum șuruburile alea de plastic, bine, bine, bine. Care nu le mai ai, nu-mi zic. Ba da, sunt pe scaun. Da, le găsim, nu-i tu. A, uite-le aici. Astea sunt. Ia. La electrică n-ai schimb de ulei, filtre de combustibil, vezi? Nu plătești, cât plătești mai? Și îți lipsește un de-asta. L-ai pierdut? Nu, erau doar 3 și 4 găuri. Auzi, cât, cât plătești tu revizia la mașină ea? La ce, la Porsche? Da. A, nu vrei să știi. Zi! A fost 4.000 de lei. Ok, și ți-a schimbat la ea? Ulei, filtre... Da? Filtre, ce filtre? Aer, filtrul de aer de la motor, filtrul de polen și uleiul. Și filtrul de ulei. Așa? Și uleiul. În schimb, la mine este jumătate din bani au fost manopera pentru schimbatul filtrului de aer. Uh-huh. Pentru că mie trebuie să-mi demonteze tot interiorul ca să ajungă la motor. Ah, ok. Deci nu ca aici. Am schimbat un filtru de polen, nu de aer la motor. Păi, am zis toată revizia, cât durează și cât durează. El n-are motor. În concluzie, din punctul meu de vedere, avem niște costuri de întreținere mult mai mici la o mașină electrică decât la o mașină pe combustie. Ați văzut și voi că totul m-a costat, să zic, undeva la 200 și ceva de lei, 50 de euro. De asta am vrut să vă arăt și eu videoclipul de astăzi, pentru că la cât de ușor a fost, nu trebuie să te duci până la un service, să pierzi drumul, timpul până acolo, să plătești suplimentar pentru această operațiune. Consider că ți-o poți face singur, rapid și să economisești niște bani, niște timp și niște kilovați, cum s-ar zice. Cam asta a fost, sper că v-a plăcut, vi s-a părut interesant, totul a durat cam jumătate de oră. Totul e pus la locul lui, mă duc să spăl acum mașina, e un pic murdară, ne-ar fi trebuit un mic aspirator să curățăm pe acolo, dar dacă n-am fost pregătiți, mă duc acum la o spălătorie să îi fac tot interiorul. Vă mulțumesc, aștept și părerea voastră mai jos în rubrica de comentarii, să ne vedem cu bine în următorul video. La revedere!